Bună ziua! Bine ne-am regăsit la Hot News. Tema discuției de astăzi este despre impactul psihologic al războiului din Ucraina asupra adulților și copiilor. Iar invitații sunt domnul dr. Gabriel Diaconu, medic psihiatru adulți, doamna dr. Cornelia Paraipan, medic psihiatru copii și ni se va alătura un pic mai încolo și doamna dr. Anca Hoisescu, medic endocrinolog. Reamintim că dezbaterea face parte din Românie, platforma de sănătate a României lansată de MedLife. Domnule Diaconu, o să încep cu dumneavoastră. Realitatea ultimelor săptămâni generează anxietate pentru foarte mulți oameni. Care ar fi cele mai bune metode pentru a o gestiona? Aici fiecare persoană are palierul ei de răspuns și doar de la un punct încolo poate că merită să intervenim noi cu soluții practice. Am fost foarte des întrebat chestia asta în ultimele săptămâni și primul sfat pe care îl pot da este ca, în genere, oamenii să-și păstreze rutina. Pare contraintuitiv, dar e foarte important ca oamenii să-și păstreze rutina. Mă refer în primul și în primul rând rutina de somn, de mâncare și rutina de relații. Aici contează foarte mult și cât timp petrec oamenii în mediul digital, cât de mult stau cablați la informațiile despre război. De la un punct încolo, o bună parte din pacienții pe care eu îi văd cu simptome în această perioadă sunt oameni care au consumat până la intoxicație genul acesta de consumabil, care este imaginea războiului și cred că i-a afectat destul de mult, care va să zic că mesajul este succint, luați o pauză de la tot ceea ce înseamnă veștile de pe front, fără doar și poate că sunt îngrozitoare, fără doar și poate că sunt terifiante, dar pe de altă parte vorbesc mai mult despre cei de acolo, mai puțin despre noi de aici. Psihologic vorbind, în schimb, s-ar putea ca simpla igienă să nu facă o diferență și pentru că nu face neapărat o diferență, oamenii să fie nevoie să consulte un psiholog sau un psihiatru. E foarte important că dacă unele dintre aceste simptome persistă, îndeoseb simptomele neurovegetative, lipsa somnului sau tulburările de alimentație, oamenii să vorbească în primul și în primul rând cu medicul lor de familie. Pentru că există soluții, hai să spunem, OTC counter, nu neapărat soluții pe bază de prescripție medicală care pot să asiste oamenii. La fel cum asistența psihologică este de oportunitate. N-ai nevoie să ajungi într-o stare absolut marcată de stres până să vezi un medic sau până să stai de vorbă cu un psiholog. Cu psihologul ar trebui să stai de vorbă mai devreme decât mai târziu. Să stai de vorbă aplicat. Din punct de vedere, cel puțin în practica noastră, am văzut în ultimele săptămâni oameni care nu au psihopatologie psihiatrică, ce știu eu, veche sau complicată, care pur și simplu aveau nevoie să-și verifice anumite premize cu un profesionist. Nu mă îndoiesc, în schimb, că lucrurile vor continua și asta că, pe măsură ce se adâncește umbra războiului, reziliența oamenilor să aici fac față se nuanțează sau tinde să se erodeze. Evident că asta este și în măsura în care se va complica sau nu situația din teren sau situația la nivel național și internațional. Și iarăși o chestiune pe care eu o spun cât se poate de clar și nu cred că e doar o chestiune în care eu cred, cred că e o chestiune în care mulți oameni cred, implicarea civică sau implicarea socială contează foarte mult și asta pentru că prima reacție a oamenilor este de reacție, neputință. Oamenii întreabă ce pot eu să fac. Adevărul este că poți să faci foarte multe și poți să faci lucruri care să ajute comunitatea ta sau care să ajute efortul național pentru tot ceea ce înseamnă asistarea refugiaților. Și am văzut deja mulți români care au ieșit din negare și care au ieșit din apatie și care și-au deschis ușile caselor, care și-au deschis cămările, care și-au deschis dulapurile și-au donat haine. Mie mi se pare că în cele din urmă, dincolo de solidaritate, este și o mișcare de sănătate mentală să faci chestiunea asta. Și într-un fel sau altul să arăți că nu rămâi impasibil și în același timp că nu te lași copleșit de ceea ce poate să aducă războiul. Este răspunsul, reflex, până la urmă, profund uman al oamenilor de a asista pe cei necăjiți și în același timp de a face față unui agresor, indiferent cât de mult se simt sau nu afiliați agresiunii. Este ceea ce facem ca oameni normali și e important să ne păstrăm normalitatea. Aș merge acum către copii și aș întreba-o pe doamna Cornelia Paraipan. Cum să le explicăm copiilor despre război? Ce detalii să le oferim? Ce să lăsăm deoparte? Dacă ne uităm pe recomandările forumurilor internaționale care se ocupă de grija copiilor și care au făcut deja niște recomandări, găsim ghid despre a vorbi despre război, inclusiv pe pagina UNICEF-ului, pe pagina organizațiilor non-guvernamentale de tipul Salvați Copii, conversația are niște caracteristici și caracteristicile sunt punctual vorbind.
Discuția trebuie adecvată nivelului de cunoștințe al copilului. Conversația nu este una unică, poate să reapară, fiindcă fiecare dintre noi, inclusiv copiii noștri, au propriul lor proces de a digera toată informația, de a trece prin ea și pot să revină cu diferite întrebări, cu diferite nelămuriri, diferite emoții. Deci nu e o conversație unică care se întâmplă punctual. Ar fi bine să ne vom așteptările față de această conversație. Unul la mână nu este plăcută. Nu este plăcută pentru părinte, de cele mai multe ori vine cu disconfort, e dificilă, vine cu emoții tensionate, poate veni cu frică. E important să fim atenți la limbajul nostru non-verbal, în special la mimica pe care o avem în momentul în care comunicăm cu copilul, astfel încât să nu-i transmitem prin gestica noastră că suntem panicați, speriați, îngroziți, poșați, fiindcă noi suntem busola sau părintele, adultul de referință este busola, după care copilul în situații de criză se ghidează. Mai departe în conversația aceasta, după cum spuneam, e bine ca tematica să fie abordată pe limbajul copilului și aici ar fi bine să ne ducem către a vedea ce știe copilul, ce înțelege el despre situație, care sunt termenii pe care el îi are despre război. Dacă vorbim de copii mai mici, să ne raportăm la bagajul lor de cunoștințe și aici ne referim la poveștile cu eroi și antieroi, la filmele cu supereroi, unde avem întotdeauna o forță a binelui și o forță a răului, a face apel inclusiv la faptul că multitudinea de state din care inclusiv noi în momentul de față facem parte poate să reprezinte ca un fel de Avengers, da? De organizație care luptă împotriva răului. Aici ne referim la copii mai degrabă până în 10 ani, care mai degrabă operează cu informații concrete. Pe măsură ce copilul crește, e important să ne dăm seama la ce s-a expus în rețelele de socializare, TikTok, Instagram, dacă au Facebook, dacă există niște îngrijorări aici. Să avem o atitudine de curiozitate empatică în această discuție cu copiii și să pornim de la cunoștințele lor și interesele lor despre acest subiect, noi fiind acolo să-i ascultăm, să conținem orice fel de emoții ar avea, să validăm că e ok să simți frică, e ok să simți neputință, e ok să simți furie, e ok să simți orice fel de spectru de emoție apare. Majoritatea oamenilor vor simți același lucru în situația asta, însă să nu ne limităm la povestea asta, să putem să le permitem să vadă inclusiv la noi și să verbalizăm că suntem îngrijorați uneori, dar fără să devină copleșitor pentru copil și să punctăm și ce poate face în situația respectivă. Și aici, de la cum ne putem proteja familia, ce putem face noi în situația asta, cum îi putem ajuta pe alții în suferință, așa cum povestea și colegul meu, în a face un ghiozdănel din lucruri pe care el e dispus copilul să împartă din jucăriile sale, hăinuțele sale, cu acești copii care sunt într-o situație foarte dificilă. Nu poate în ultimul rând, ar trebui foarte mult să activăm cât se poate de mult în conversație, să evităm să punem etichete de tipul rușii sunt răi sau bolnav mental, adică să evităm astfel de etichete care nu vor face decât să adâncească neînțelegerea, rigiditatea copilului față de situația în sine și să apelăm la cât mai multă compasiune, să putem să-i spunem copilului despre faptul că sunt oameni care n-au învățat încă să-și gestioneze conflictele într-o manieră în care să recunoască ce se întâmplă cu ei, să comunice într-o manieră respectuoasă cu cei din jur și că e posibil ca și din cauza asta o parte din situația actuală conflictuală să se întâmple. Cam astea ar fi lucrurile de punctat când vine vorba de conversația cu copiii. Am înțeles. Vedem zilele acestea oameni care fug din calea războiului, oameni omorâți în stradă, familii destrămate, disperare, tragedie. Mulți dintre noi suntem speriați de această perioadă. Întrebarea ar fi, domnule diaconu, credeți că este vorba despre empatie pentru ceilalți sau de teama că am putea ajunge și noi în locul lor curând? Cred că sunt amândouă, fără doar și poate că impactul și meta-impactul unor astfel de imagini sau informații predispune la contagiune emoțională și socială
Și într-un astfel de scenariu, prima întrebare sau întrebarea care capătă preponderență este cum aș proceda eu, dar nu este unic războaielor, trebuie spusă chestiunea asta. Trebuie să observ, în schimb, pe de altă parte, că în mare măsură omenirea s-a desensibilizat, de fapt și de drept. De aici intervine o relativă problemă în zilele noastre, că oamenii au reacții mult mai tocite, afectiv, emoțional, dar și comportamental, la imagini de acest gen sau la informații de acest gen. Ceea ce predispune nu neapărat că oamenii nu vor ști ce să facă moral, dar că în anumite momente, deși primul reflex este tocit, efectul cumulativ din spate totuși rămâne și la un moment dat acești oameni sunt capabili de marea panică sau marea fugă sau ceea ce să zicem în literatura vulgară se numește psihoză. Atenție, nu este folosit psihiatric aici, este folosit senso stricto, mai degrabă gazetăresc, anume oameni care se comportă irațional și care au răspunsuri aparent disproporționate la anumite informații care vin către ei. În momentul de față, lucrurile n-au ajuns într-atât de rău încât să vorbim că este rău dintr-o perspectivă regională. Ele sunt rele pentru ucrainieni și fiind rele pentru ucrainieni, cred că ne putem permite să ne oferim în fiecare zi un moment de tăcere, fiecare cu noi înșine și să reflectăm la lucrurile astea. Este un mare semn de maturitate și în același timp de sănătate să petrești timp în tăcere cu un anumit lucru încât să-ți poți verifica emoțiile pe care le ai, controversele pe care le ai, poziția ta sub soare, lucrurile în care tu crezi, acele lucruri care îți definesc realitatea, binele, răul pe lumea asta, ceea ce riscă, între ghilimele, din nou spun, să ni se întâmple bine, este să trezim în noi o conștiință supranumerară. Luați om cu persoană, fiecare individ, poate că este mic, poate inclusiv că este neînsemnat, dar deodată avem acest rapel comunitar și societal. Deodată tragem cu toți sub un cort identitar, anume că suntem români, anume că avem anumite profesii care ne încadrează în anumite corpuri profesionale și că putem acționa la unison sau împreună organizat. Și care va să zică propunerea din astfel de reflexii este că oricât am fi, să zicem, de vulnerabili la agresiune, există ceva în spiritul uman care nu poate să fie rupt sau distrus și care ține și depinde de natura relațiilor umane. Și este vremea pentru noi toți să cultivăm acele relații umane care ne fac să ne aducem aminte de reperele noastre de care spuneam adineaori. Deodată, dacă vreți, de la suflet la suflet sau din intimitatea tăcerii unuia către intimitatea tăcerii celuilalt. Anume, nu doar să tăcem și să reflectăm este oportun, poate că după ce am tăcut și am reflectat, poate că e timpul să vorbim unii cu ceilalți despre ce se întâmplă, cât să ne prezervăm starea asta a spiritului și să rezistăm, să mergem înainte. Da. Doamna doctor Paraipan, cum ne gestionăm emoțiile și anxietatea în prezența copiilor? Pentru că, na, și noi avem în această perioadă emoții. Este în regulă să ne manifestăm față de ei? O să încep răspunsul cu a doua întrebare și aș spune că e foarte ok ca copiii să aibă acces la noi în timp ce experimentăm o varietate de emoții și felul în care ele se manifestă la noi ca adulți îi ajută pe copii să dezvolte propriul lor model intern de a face față situației și de a gestiona respectiva emoție. Dacă ne referim strict la anxietate, dacă pe noi ne vor vedea panicați făcându-ne bagajul și valiza la ușa apartamentului, același lucru vor face și ei și se vor simți extrem de copleșiți, ba mai mult chiar singuri, fiindcă dacă părintele este atât de înfricoșat, eu înseamnă că nu fac față singur. Și s-ar putea să mă simt extrem de singur cu un părinte care este foarte înfricoșat. Deci e bine să ne vadă că ne este frică sau putem să verbalizăm inclusiv că suntem îngrijorați, însă nu copleșiți și că putem face niște lucruri. Dacă vorbim de gestionarea anxietății, așa cum bine puncta colegul meu, la adulți, menținerea rutinelor biologice, a ne asigura că avem un somn odihnitor, a ne asigura că avem o alimentație cât de cât corespunzătoare, că ne hidratăm corespunzător, că avem grijă și de binele nostru emoțional, că avem această capacitate reflectivă de a sta și a digera cum ne simțim un pic, care este poziția noastră, care este sensul, astfel încât să nu ne dezumanizăm complet, să nu ne pierdem busola, să nu
ne, într-un fel, descompunem ca indivizi față de ceea ce vedem în lumea din jurul nostru și să ne simțim extrem de singuri. În plus, așa cum foarte bine puncta iarăși colegul meu, despre rutina biologică, vorbim și despre partea de rutină alimentară, de ce avea grijă pe partea asta. Și ulterior, în a întinde mâinile la oamenii din jurul nostru și a ne crea sentimentul de comunitate. Sunt cele mai bune strategii Exact. evidente pentru a gestiona anxietatea, așa cum povestea și colegul meu, atunci când ea nu este de intensitate clinică, psihiatrică, când nu necesită sau e de multă vreme cărată în spate, până în punctul în care ajunge să ne copleșească și să devenim nefuncționali. În plus, menținerea rutinei. Rutina noastră de zi cu zi, mers la muncă, activități uzuale, citit, ascultat muzică, ieșit cu prietenii, plimbat, activitate fizică în care să ne punem un pic corpul în mișcare, fiindcă anxietatea poate să genereze o anxietate constant menținută de-a lungul timpului, fiindcă suntem de 3 ani de zile în Am să... pandemie, iar acum suntem și într-o problemă de numai un pic de război. Anxietatea aceasta menținută poate să aibă o grămadă de acuze somatice în corpul nostru și avem nevoie să ne punem în mișcare corpușorul ca să putem să gestionăm pe termen îndelung toată reacția chimică care are loc în corpul nostru. Un subiect foarte important, domnul Diaconu, a fost cel legat de utilizarea armelor nucleare. În cazul acestei amenințări, ce resurse psihologice avem și cum putem gestiona frica indusă de posibilitatea unui război nuclear? Cum ar trebui să reacționăm? Despre apocalipsa nucleară nu se vorbește de ieri de astăzi. În fapt și de drept există un ceas al apocalipsei nucleare care este în funcțiune de niște zeci de ani, despre care majoritatea oamenilor nu știu, despre care s-au scris inclusiv melodii, una dintre ele printre preferatele mele, 2 minute până la miezul nopții, 2 minutes to midnight. Așa a fost definit acest ceas. Deși se vorbește mult în zilele noastre despre arme nucleare, cumva conversația este în zona intens speculativă și cred că merită să-i reasigurăm pe oameni că ceasul de care vorbeam adineori nu s-a mișcat, doar pentru Da. că un anume președinte autoritarian a menționat cuvântul ăsta sau a zângănit un pic chiulasele, dacă mi-e permisă metafora. Toți își imaginează un buton fatidic pe care poate să apese un dictator nebun. Trebuie să le spunem oamenilor că asta nu se întâmplă și trebuie să fie spus că lanțul decizional între o amenințare și acțiune trece prin mulți oameni, sensibil mai învățați decât politicienii și sensibil mai, să zicem așa, înzestrați mental cu consecințele folosirii unei astfel de arme. Ca să scurtăm polemica, în eventualitatea absolut sinistră și implauzibilă că Moscova va lansa o rachetă nucleară, o rachetă nucleară, trebuie spus foarte franc, ar fi ultima rachetă nucleară lansată de Moscova. Și asta pentru că, în mod unanim, toate celelalte țări dezavuează folosirea armamentului nuclear într-atât de mult încât anumite mecanisme care acum sunt doar etalate, mai mult sau mai puțin discret, în piața diplomatică și în piața publică, ar fi puse în acțiune. Și inclusiv din interiorul Rusiei trebuie spusă chestiunea asta. Totuși, Rusia, la momentul de față, și părțile beligerante în general, dar să ne referim pentru moment la Rusia, nu are doar de invadat o țară, are de menținut și ecosistemul ei care măsoară peste 150 de milioane de Da. oameni. Acum, dacă am adus vorba despre subiectul acesta, aș vrea să vorbim cu doamna doctor Anca Hoisescu, care este medic endocrinolog, pentru că am văzut că săptămâna trecută s-au terminat stocurile de iod din farmacii, oamenii temându-se de acest posibil atac nuclear. Bine, nu s-a întâmplat doar în România, înțeleg că s-a întâmplat și în alte țări. Doamna doctor, care sunt riscurile administrării de iod fără prescripție medicală? Iodul este un element esențial pentru funcția normală a tiroidei, iar România este o țară care are un deficit de iod în son general, dar asta se rezolva prin aportul de stare iodată. Necesarul zilnic de iod este între 50 și 100 de micrograme. Singurul rol pe care l-ar avea suplimentarea de iod într-un dezastru natural ar fi acela de a scădea riscul de a face cancer tiroidian, care oricum este relativ mic. E important să știm că noi folosim iodul și diferiți izotopi de iod în practică și pentru diagnostic și pentru tratament. De exemplu, pacienții care au hipertiroidie sau cancer tiroidian sunt tratați cu un izotop de iod radioactiv 131, pe care îl întâlnim des în practică. Apropo de stocurile farmaciilor care s-au terminat, sunt surprinsă că farmaciile au acest medicament în stoc, adică în afară de iodid, care oferă gradul de suplimentul necesar zilnic,
doza care ar fi necesară pentru prevenție în cazul unui dezastru nuclear este extrem de mare și nu este folosită în practică. Dar care este riscul administrării de iod fără această prescripție medicală asta? Adică la ce s-au expus acești oameni care, nu știu, poate mulți dintre ei l-au dus acasă și l-au consumat? Deci când tiroida primește o cantitate mare de iod care este inutilă, complicațiile cele mai frecvente dintre sunt hipo- sau hipertiroidia. Hipotiroidia pentru că o cantitate mare de iod poate inhiba funcția tiroidiană, un efect care se menține pe parcursul a câteva zile și de aceea se recomandă folosirea de iod în cazul unui dezastru nuclear. Iar excesul de iod la alți pacienți care au tiroida vulnerabilă din cauza unor boli autoimune sau anomaliilor structurale, prezențelor unor noduli, crește riscul de a face hipertiroidie și asta ar fi extrem de sever pentru vârstnici și cardiaci. Și când este necesară de fapt administrarea iodului și la ce ajută, dacă putem să-l spunem pe scurt? Administrarea iodului este utilă abia în clipa în care avem o confirmare a creșterii nivelului de radiații și scopul pentru care îl folosim este de a satura tiroida cu un iod care să nu fie contaminat. Această administrare are loc doar după această confirmare, repet, a creșterilor radiaților, tocmai pentru că tiroida suferă acest fenomen de supresie. Când primește o cantitate mare de iod, se inhibă și atunci e posibil că atunci când chiar să fie nevoie să iei iod, acesta să nu aibă utilitate pentru că tiroida este supresată și nu știi când va ieși de sub această supresie. Doamna Paraipan, aș vrea să mă întorc la dumneavoastră și să vă întreb dacă este greșit să ținem televizorul deschis pe știri în permanență în această perioadă, mai ales când sunt și copii în preajmă, cum ar trebui să procedăm? Să-l închidem. Ar trebui să-l limităm foarte mult. Cel mai scurt e da, să-l închidem sau să avem în zi momente de 10-15 minute în care avem niște surse sigure de informare din care vedem un pic cum au evoluat lucrurile, însă ar fi bine să limităm accesul la această infodemie despre război. Ne uităm mai puțin la televizor, să căutăm mai puține știri inclusiv pe social media. Să ne asigurăm că inclusiv copiii noștri nu fac lucrul acesta sau dacă au acces la social media și imagini, să înțelegem sau să întrebăm ce înțeleg ei din acele imagini, fiindcă știm în momentul de față că există o grămadă de filmulețe, inclusiv pe TikTok, de propagandă, de lucruri care nu sunt neapărat desigur informații sigure și din surse citate sau pe care ne putem baza, iar asta cauzează pentru copil o foarte mare dificultate. Poate veni să ne spună, ok, o să muriți și voi, o să mor și eu, o să trebuiască să plecăm de acasă, o să trebuiască să-mi schimb școala, să-mi schimb prietenii. Genul acesta de expunere constantă la informații și știri face ca pericolul să fie aproape permanent. Să ne dea senzația că lucrurile nu evoluează niciodată către bine. De aceea e atât de important să ne menținem rutina, să limităm expunerea la ecran. Să limităm expunerea înseamnă inclusiv să nu lăsăm televizorul în fundal. Adică îl închidem și avem timp de relaxare, avem timp de joacă, timp de desenat, timp de citit, timp de ieșit și plimbat, de a făcut activitate fizică, de învățat. Activitățile noastre rutinate, uzuale, cu puțină expunere la știri, puțină expunere la informații despre război ar fi minunat. Domnule Diaconu, multe persoane stau zilele acestea la coadă, la pașapoarte, își fac planuri de rezervă, plănuiesc plecarea din România în cazul în care lucrurile vor degenera. Pe de altă parte, sunt oameni care minimizează cât pot conflictul și toate lucrurile care se întâmplă în aceste zile. Și, mă rog, spun, cred că ceilalți exagerează. Sunt acestea două forme diferite de a reacționa la frică? Sunt doar două dintre frontierele fricii. Evident că fuga și respectiv mimetismul acesta normalității, poate că sunt două dintre ele, dar evident că mai sunt și altele, spre exemplu negarea și respectiv furia. Și le vedem și pe acestea, poate că nu fac la fel de mult trafic pe știri cât fac achiziția de bunuri de bază, cum ar fi uleiul, dar sunt le mapabile sau cartabile pe o harta răspunsului la frică. În schimb, psihologic vorbind, poate că merită să avem un pic de candoare față de acești oameni sau să avem un pic de înțelegere suplimentară, în sensul că nu sunt răspunsuri, dincolo de faptul că sunt anormale, de luate în râs. Fac parte din răspunsul traumatic, care în sine
este unul anormal la o situație profund anormală. Mă refer la oamenii care s-au grăbit să-și facă plinul la motorină la un moment dat sau care s-au grăbit să-și cumpere cantități mari de ulei. Dați-vă seama că în cele din urmă, dacă batjocorim frica, ne facem și nouă de serviciu, dar care sunt înfricoșați, pentru că la sfârșitul zilei transmitem probabil cel mai păgubos dintre mesaje. Nu că oamenii ar trebui să capete curaj, cât că frica lor este rușinoasă. Și nu cred că vrem chestiunea asta. Când eu eram copil, era proverbul acela care era de mai largă circulație, că frica poate că este rușinoasă, dar este sănătoasă. Și drept urmare, ce le putem da acestor oameni, dincolo de batjocură, este o înlesnire să poată să înțeleagă mai bine mecanismele sau ce să facă. Soluțiile acestea de tip to do, ce să faci, sunt unele care au lipsit niște zeci de ani din educația formală a oamenilor. Și acum este timpul să reînvățăm anumite rutine pe care generația mea, de exemplu, crescută totuși în gulag comunist, crescută totuși în țară nucleară, ironia face că în anii 80 era din partea celelalte părți a Statelor Unite. Și noi primeam, ca să zic așa, inclusiv mi-aduc aminte când eram copil, erau antrenamente periodice în caz de atac, în caz de cutremur, cum să te ascunzi sub bancă sau cum să ieși dintr-o clădire sau unde sunt adăposturile civile, etc., etc., etc. Această educație civică trebuie readusă. Și inclusiv cât privește alimentarea persoanelor în situații de restriște, unde să se ducă, ce să facă. Generațiile contemporane care sunt obișnuite cu supermarketuri reacționează extrem de acut sau poate chiar supraacut la momentul la care ceva lipsește din supermarket. Dar faptul că lipsește din supermarket nu înseamnă că lipsește mie. Și atunci toate aceste lucruri în timp și în următoarea perioadă pe o curbă de învățare trebuie readresate oamenilor. Fără rușine, fără persiflare și fără acidul acesta al superiorității care spune că, uite, noi deștepții, dar ei proștii. Nu cred că paradigma aceasta a superiorității folosește cuiva. Cred că, dimpotrivă, o paradigmă a egalității și a parteneriatului poate să facă o diferență, în sensul în care sunt aceiași oameni pe care, dacă nu i-ai batjocorit că au luat nu știu cât ulei, s-ar putea ca din cel pe care l-au luat mai târziu să doneze un pic vecinilor lor. Și atunci e important să păstrăm aceste canale de dialog sau să păstrăm acest ton echilibrat. Tocmai pentru că știm la început că dezinformarea nu se va opri, ba poate chiar va deveni din ce în ce mai sofisticată pe măsură ce războiul merge înainte. Doamna doctor, aș vrea să vă întreb pentru copiii care nu sunt afectați de acest subiect sau nu îl înțeleg, cum ar trebui să procedăm? Ar trebui să insistăm, să le explicăm mai bine, să le vorbim cu empatie? Ce ziceți? După cum menționam și la începutul conversației despre cum vorbim cu copiii despre război, fiecare dintre noi și inclusiv fiecare dintre copiii trece prin propriul său proces de a digera informația la care are acces și la care este expus. Dacă avem un copil care nu pare să înțeleagă sau să pună foarte multe semne de întrebare, nu înseamnă că el în sine nu are o dificultate, dar nici nu e cazul să insistăm și să ne ducem noi să-i oferim mai multe informații decât are nevoie, pentru că riscăm literalmente să producem o mai mare pagubă decât intenția noastră inițială de a ne asigura că el este bine. Dacă vine constant cineva la mine și mă întreabă, ești bine? Ești bine? Ești ok? E drăguț, o zi, două, trei, dar deja după a cincea întrebare începe să devină, să sune un beculeț de alarmă că e ceva în neregulă cu mine, că nu am o reacție adecvată la acest context. Și desigur, aici sunt niște procese mai cognitive mult mai apropiate de varianta de adult, le întâlnim mult mai frecvent la adolescenți care ar putea trage astfel de concluzii. Însă nu e bine să ne ducem și să-i spunem inclusiv copilului mic informații pe care sau să încercăm să-l bombardăm cu informații despre care el nu cunoaște, nu înțelege din dorința noastră a ne asigura că el este bine și că știe ce se întâmplă. Mai degrabă să-l lăsăm să vină cu curiozitate la noi, a fi mai degrabă într-o zonă de curiozitate, a observa copilul și a vedea ce se modifică la el. S-a modificat somnul, s-a modificat în vreun fel rutina alimentară a copilului, e mai agățat de mine decât de obicei, nu mai își dorește atât de mult să iasă cu prietenii, fiindcă își dorește să stea acasă să se asigure că suntem bine cu toții. Are vreun soi de regres pe achizițiile sale emoționale, cognitive, pe abilitățile pe care le avea până în momentul de față, și dintr-o dată nu mai poate să le facă. E un copil care plânge din ce în ce mai mult, e mult mai irascibil, e mult mai iritabil. Aici deja suntem într-o zonă în care anxietatea copilului este una suficient de vizibilă
în viața de familie și suficient de vizibilă cât să ne atragă semne de întrebare și să ne îndrume către a ne adresa unui specialist, fie că vorbim aici de un psiholog, psihoterapeut, iar dacă lucrurile trenează pentru o perioadă lungă de timp, inclusiv către un psihiatru. Pentru că suntem aproape de final, tot pe dumneavoastră aș vrea să vă întreb cât de mult a trebuit să implicăm pe cei mici în ajutoarele umanitare. Ajutăm copiii refugiați și oamenii care au plecat de acasă să fugă de pericol. Ce părere aveți? Ar fi minunat dacă am putea face lucrul ăsta, fiindcă studiile de-a lungul timpului ne-au arătat că trauma nu e doar ceea ce mi se întâmplă într-un anumit context, chiar desigur, adversitățile naturale, pandemia, sunt contexte în care avem nevoie să trecem de reacția de frică, de panică, da? Care, cum zicea colegul meu, nu e deloc rușinoasă, e sănătoasă și e primul zid de a în context în care viața e pusă în pericol. Copiii au nevoie să conștientizeze asta. Pe de altă parte, studiile ne arată că într-un context traumatic, oameni care trec prin aceeași poveste, care au fost în lagăre, unii dintre ei au dezvoltat ulterior ieșirii din lagărele naziste, de exemplu, sau din contexte de război, au dezvoltat simptome post-traumatic stress disorder sau din zona anxietate sau depresie. Alții dintre ei nu au făcut diferența de-a lungul timpului în acești oameni care unii au dezvoltat simptome, alții nu, e faptul că unii dintre ei au putut să vadă într-un context dificil că acesta este mai degrabă temporar, că acesta are și niște soluții, că nu sunt complet neputincioși și mici, că au totuși niște resurse. Iar atunci când implicăm copiii în activități de voluntariat în care într-o situație de criză, cum e criza refugiaților, le permitem să intre în contact cu frica și cu îngrijorarea și cu ce înseamnă impactul unui război, le permitem să facă ceva în direcția aceasta, să poată simți că nu e neputință, ci că este utilitate în sprijinul comunității. Și că nu sunt singuri între asta, că mai sunt și alți oameni care fac lucrul acesta, ceea ce activează compasiune, senzația de e și bine în lumea asta, nu mă simt atât de copleșit că toată lumea în momentul de față e într-o criză și activează resurse și e factor mare de protecție pentru a nu dezvolta ulterior o grămadă de alte simptome din sfera tulburărilor emoționale sau tulburărilor de tip post-traumatic stress disorder secundare care ar putea să apară la un copil. Pentru că suntem la ultima întrebare, domnule Diaconu, v-aș ruga să ne spuneți câteva recomandări pentru cei care au un nivel al anxietății foarte ridicat în această perioadă. Când vine vorba de măsurarea nivelului de anxietate, sunt utile, și o spun fără nicio reținere, aplicațiile de mentalizare. O aplicație de mentalizare poate să fie un device pe care ți-l instalezi pe telefon, unde plecând de la nivelul tău de anxietate și folosind o anumită schemă în aplicația respectivă de relaxare, într-un interval relativ scurt de timp, poți să-ți scazi nivelul de anxietate. Există diverse strategii psihologice, dar și să le spunem exerciții de relaxare ghidată. Pentru deprinderea lor, uneori e nevoie să mergi la una, două, trei, patru ședințe cu un psiholog, să le faci asistat de psiholog și apoi să le continui singur. Evitați consumul de băuturi alcoolice pentru scăderea anxietății. Evitați folosirea de substanțe care sunt în mod obișnuit prescrise de specialiști, luate de la vecini, rude, mătuși, unchi, binevoitori, bunici, farmaciști de pretutindeni, mai mult sau mai puțin binevoitori, și căutați să țineți aproape de un profesionist în sănătate mentală în ce privește tot ce înseamnă manifestare simptomatică. În această perioadă, probabil că sănătatea mentală devine un bun de lux. Drept urmare, e o chestiune nu doar că trebuie afișat ostentativ că este, vezi, doamnă, o bogăție, dar trebuie și întreținută. Și cu siguranță ce am vorbit noi astăzi aici nu poate să înlocuiască ceea ce oferă meseriile noastre în mod obișnuit, cel mult să ofere niște mici repere sau să ofere mici puncte în spațiu care să creeze o geografie a asistenței de specialitate. În cele din urmă însă, cu toată candoarea pe care o pot avea, am să vă spun că e puțin probabil că dacă vin vremuri mai grele, să nu avem situații mai grave. Eu cred că sobrietatea și smerenia salvează mulți oameni de la acest iluzionism al speranței. Este bine să sperați. Sperați din toate răsputerile și din
toți rărunchii, niciodată fără testarea realității. De urmare, în ordinea lucrurilor, mai întâi testați realitatea și apoi sperați. Să nu se înșele nimeni. Da, sunt vremuri complicate, grele. Le vom face față, dar nu neapărat cum își imaginează unii. Le vom face, poate face față cu greu, dar la sfârșitul zilei asta dă un alt sens al vieții și asta dă o altă însemnătate a zilelor pe care le au oamenii. De urmare, prețuiți-le mai mult. Nu pentru că pentru unii s-ar putea să însemne apocaliptică sunt ultimele, dar pentru că viața nu e doar despre timpul trecut între două momente, este despre fiecare moment. Și atunci, haideți să ne și bucurăm de faptul că putem să avem conversația asta, nu doar să ne speriem despre ce conversație am putea avea la un moment dat. Doamna doctor, câteva recomandări pentru părinți? Să se conecteze cu oamenii dragi din jurul lor, să ofere și să se asigure că primesc în fiecare zi măcar o îmbrățișare, cât mai lungă posibil. Contactul fizic ne ajută foarte mult să ne reglăm emoțional. Să fie curioși în relație cu copiilor, să fie prezenți în relație cu copiilor și să le permită acestora să trăiască orice trăiesc zilele acestea, știind că ei, părinții lor, sunt acolo pentru ei, îi susțin și că se vor asigura că sunt în siguranță atât copiilor, cât și familia în sine. Eu vă mulțumesc foarte mult, aceasta a fost dezbaterea de astăzi, la revedere!